Oh, da, acum Dogbea se întoarce. Oh, ups, stai, 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 stai. Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Sevilla. Așa, uitasem. Avem meci cu Barcelona care se află pe locul 2 momentan pentru că au meci mai puțin decât Atletico Madrid care le-au luat în față. Dacă eu câștig s-ar putea să intrec, nu știu sigur, nu mai știu cum e situația. Da, cred că intrec. Nu, nu se poate, mă, bă, nici nu se poate, bă. Nu se poate, băi, frate, deci n-am văzut așa ceva, mă. Câte zile erau, mă, două zile. Două zile. Uitați și voi aici luna asta plină, mă, n-a pus un meci acolo, futune. Nu pot să cred, mă, uite și aici. Cât loc. Uitați și voi, două luni. Două luni. Aici, o lună. A dracu. După, o lună liberă. Doamne, ce joc stupid, frate, n-am văzut în viața mea așa ceva. Incredibil. Și acum cu cine dracu să joc, cu Barcelona, cu Hervas? Serios, cu Hervas? Botia, cu... Bine că și-a revenit... Doamne, doamne, nici cu Willems nu pot să joc. Și cu Shaqiri. E incredibil, frate, jocul ăsta, e... Nici ăsta măcar nu și-a revenit complet, nici Traore, trebuie joc cu Diawara. Cum se câștigă cu echipa asta cu Barcelona? Adică, serios. Oh my god, ce nervi mi-a făcut. În fine, hai să vedem. Messi titular, David Villa titular, Pedro titular, Xavi, Song, Iniesta, la dracu, să mai câștig eu la panu și la mulți ani. Ah, hai bă, ce dracu, bă, e un meci până la urmă. O să-i bat pe ăștia și cu rezervele și cu... Și cu aia de 60, mă, tot vă bam în Barcelona. Cine Barcelona? Cine a intrat cu auzi de Barcelona vreodată? God! Cine auzi de Barcelona? Pe bune acum. Ce știu să facă? Decât să învârt o minge, a dracu. 20 de minute, un șut la poartă. Nu ca și ține cu Real Madrid, da? Așa, asta e adevăr, un fotbal foarte plictisitor uneori. Hai să vedem acum. Bartra. Messi, 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 Messi. Excelent, o recuperare foarte bună. Hai să vedem pe Perotti. Pasă către Medel. 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 Te-am văzut bine, Perotti. Perotti, șut și apără Valdez. Cum da per tumă în FIFA 13? Cum dracu se întâmplă așa ceva? Javi Hervas bate către Demoschites. Ce caută la acolo? Se opune. De ce a trebuit, mă, să fie? De ce să strice el mie faza, mă? De ce trebuia să fie la acolo, mă? În fine, să vedem pe Perotti. 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 Of, doamne. Când se dau și centrarea, mă, depozitează frerul ăla. De Daniel Vescu cu șatul drept. Mingea la Diawara. Ce fază, Diawara! Nu cred. Dacă te dea și el cu capul, am apăsat cred că de vreo 5 ori pe șut și tu n-a dat. Nici măcar n-a sărit să dea. Asta e cel mai important, că nici măcar n-a avut intenția să dea. Hai, băieți. Bine, Botia. Bine. Prost, Botia. Prost, Botia. Cum să mă descurc eu fără Zoom aici? Xavi către Messi. Wow, asta a fost o ratare uriașă. La 97 finishing. Așteptam mai mult de la Messi. Perotti. Te-am văzut acolo, Hervas. Dacă tu dai cu capul, e cel mai tare, da? N-ai nicio șansă. Nici aici n-are șanse Diawara. Song, Iniesta, Dani Alves. Xavi. Xavi se îndreaptă spre poartă. Xavi, excelentă recuperare. Hai să vedem acum pe Demoschites. Fugi, Demoschites, fugi, mă, mai repede, mă. Am uitat că n-are viteză bună, dar totuși trece acolo. E partea lui Alba. Cum dracu a trecut acolo de Alba, în fine. Demoschites, centrare pe jos. Puyol era fix pe piciorul lui Perotti, mingea aia. Din păcate n-a mai ajuns, pentru că Puyol are experiență. Mingea la Demoschites. Demoschites, dacă ar reuși și el... Oh, e bine că e fault. E o lovitură liberă bună. Oarecum. O să pasez către un șut al lui Demoschites. Wow, din nou spre fani. Măcar de data asta sunt fanii Barcelonei. Bună treabă, Demoschites. O să te acuze ăștia de genocid. Iker Muniain, hai Muniain, te rog eu, fă tu o cursă. Tu ești cel mai bun din teren. Să fim serioși, Muniain, Muniain. Urmărit de Iniesta, Muniain.
Centrare către... Wow! Ce a fost? Offside, FIFA offside, altă... Oh, Alba! Adio, te pup! Ha, ha. Pa, pa. Ieși afară să nu te văd. E... E grea, greu cu Alba acolo pentru că... Wingerii mei nu au viteză. Și e bine că a ieșit. Scăpat de... O problemă acolo în apărarea lor. Dar hai să vedem acum. Nu cred că a fost offside. Cu capul a fost offside. Foarte bun plonjonul lui Pantilimon. Chiar dacă a fost inutil un plonjon aici. În fine, Diawara. Te-am văzut. Doamne, de ce s-a dus acolo? În fine, excelent. De Moschites a jucat în acest meci, spre surprinderea mea. De Moschites. De Moschites! Nu cred că s-a pus ăla. Băi, Iniesta a făcut un meciu. E un meciul lui până acum, clar. Muniain iese, va intra Trochowski. Ce scrie pe tricou? Interveten.com. Hervas bate către Diawara. Opa, Boti aproape să rețină. Medel. Medel deposedat, ca de obicei. Iniesta către Messi, însă a fost acolo Alberto, dar a pasat greșit. Mingea poate să ajungă din nou la Messi și asta nu e bine. Însă acolo reușesc să fac un pressing uriaș și să obțin din nou posesia. Mingea la De Moschites. De Moschites, nu știu ce, stângaș, de tot ce am uitat. De Moschites însă pierde. Din nou cu Messi, trece acolo de toată jumătatea terenului, de toți jucătorii de la mijlocul terenului meu. Este faul normal pentru că arbitrul este pupin barcelonist. Normal că îi pupă în curte dimineața până seara, pentru că toți arbitrii sunt așa, la fel cum sunt și cu Manchester United, în BPL. Și în fiecare ligă există câte așa ceva, câte un arbitru de genul ăsta. Hai să vedem. Perotti, Perotti, Perotti către Diawara. Mingea la Medel acum. Trochowski, Trochowski. A fost la tocmai când am vrut să fentez eu acolo, da. Asta este. FIFA nu ține cu mine. După ce că sunt nevoie să joc cu rezervele, mai mă pune să... Mai îmi dă și lag din ăsta dement. Messi acum. Messi! Greșeala lui Botia! Wow! Messi, tată! Ce bine că Messi nu e în formă, pentru că a avut două ocazii în care a tras ca un cretin în stilul lui Tatu de la Steaua. Sau un stil dinamovist, tot aia e. Poate chiar mai rău stilul dinamovist. Diawara, Diawara... Trebuie să oprească acolo, nu cred, nu, hai Diawara, bine, 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 Diawara e poziționat foarte bine. De Moschites, mingea, Hervas, din păcate, până dă cu capul Hervas. Aduce dracu tot meciul, să termină meciul până de el. Și e stresată mingea, normal, trag de timp ăștia. 12 goluri are David Villa. Wow, e care mai mult decât Messi. Diawara, în picioarele lui De Moschites. Trochowski. Hai Diawara, prinde mingea acolo. Diawara, șutul! Gol! 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 Bine, bă, bine, bă, bine, bă, gol, mă! Este, mă! Jos, mă, jos Barcelona, jos, tată, jos! În genunchi acum toți, toți aliniați în fața lui Diawara, pentru că jucătorul ăsta e dement. E pur și simplu extraordinar. Dă gol numai când trebuie. Deci, jucătorul ăsta m-a salvat, m-a scos dintr-o groază de căcaturi. Nu pot să cred, bat Barcelona cu rezerve, ultra defensiv. Gata. Adio. Adio Barcelona. Cu un Messi care nu e în formă absolut deloc. Am avut avantajul ăsta și am reușit să îl fructific. Însă meciul nu s-a terminat, se pare. Ar fi culoasă acolo tocmai acum. Hai băieți, hai băieți. David Villa n-are, n-are ce-i trebuie pentru a centra. O, lău, ce m-a făcut aici. Și dă-i în ea, dă-i, dă-i în ea. Gata, victorie. Ha, 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 ha. 1-0 Barcelona, adio. Sunt pe primul loc probabil după acest meci. Asta dacă nu o să câștige Real Madrid meciul lor. Botia omul meciului, Chiriche, și a fost lab de tot. A pierdut o groază de mingi. Era să iau multe goluri din cauza lui. Diawara, respect total, respect total pentru jucătorul ăsta. M-a ajutat de cel mai multe ori. Foarte bun. Urmează un meci pe care trebuie să-l simulez cu ocupanta locului 17 și o să joc numai cu rezerve, în afară de Pantilimon. Alberto, Hervas,
Hoban sau Maduro? Ce ziceți? Hai Maduro. Poate pierdem după aia de Mosquites. Ce să bag? Rabeo? Hai pe Rabeo. Uite, e jucător bun Rabeo ăsta. 18 ani, tânăr. Nu l-am folosit, cred că niciodată. Aici Alba pe campania. Păi da, pe campania. Și în atac o să las pe Diawara, pentru că o să mă bazez pe la Sina Traore în Europa League. Hai să vedem ce fac băieții veseli. Celta Vigo. Sper să vă ia draci. 3 egaluri la rând. Rabeo și Shaqiri, care a intrat de... Dacă îi scade lui Shaqiri stamina, vă mor cu mâna mea. Și hai să facem echipa pentru următorul meci. Sper să mă calific din primul tur, exact cum am făcut deja trecută. Willems revine, o veste bună. Stai, unde eram că și-a revenit, mă? Condogbia, ha, ha, ha. Aici mă, tu afară de acolo. În sfârșit Condogbia revine. Două reveniri de senzație. Cei mai buni jucători, probabil printre cei mai buni jucători, Willems și Condogbia revin. Shaqiri, nu i-a scăzut stamina, e bine. Perotti, Perotti sau pe cine să bat? Perotti. Hai pe Perotti. Muniain și bineînțeles la Sina Traore. Dar aș face invers. De fapt nu, stai. L-aș pune pe Muniain lâm pentru că poate să joace acolo. Și aș pune unul mai înalt aici, cel mai înalt pe care l-am. Sau să-l pun pe Diawara. Cât are? Nu mai. Uite că are bună stamina aici. Să am doi jucători din ăștia aici, e senzațional. E foarte bine. Să am un jucător care vine să dea cu capul. Probabil mult mai bun la lovitorile de cap decât Traore. Da, e mult mai bun. Chiar dacă e mai înalt Traore. Hai să vedem meciul cu... Stai, ce nume au ăștia, că am uitat. Olhanense, Olhanense. De unde sunteți, mă, voi? Luca Souza, ce dracu? De unde veniți, mă, voi, mă? Bracali, parcă de l-am auzit. Rui Duarte, Rui... E cumva Rui Duarte ăla, dar a fost pe la... Rapid sau unde dracu a fost? Vom vedea ce se întâmplă. Haide să începem meciul din optim, cred. Nu știu, în fine, să vedem cu Shaqiri ce facem aici. Pasă la Sina Traore. La Sina Traore către Diawara, salvatorul nostru, ambulanța noastră. O lovitură limită, poziția atât de perfectă. Ia să vedem cu Cum să bat? O să aleg să pasez aici către Kirikeș. Nu trebuie să dau voleu. Trebuie să pasez mai bine, simplu. Să-mi poziționez șutul mai bine. În fine, este în continuare 0-0. Hai să continuăm. Medel către Condogbia. Condogbia la Traore. Nu se demarcă și el ca oamenii, pentru că el nu e om. La înălțimea aia, sigur nu e om. Opa, hai să vedem acum. Traore trage bine din poziția aia și obține un corner, bat cu Medel. Diawara, sper s-a dus, din păcate n-a reușit mare lucru. Sisinio. Mingea la Xerdan Shaqiri, a dat un gol foarte frumos. De fapt a dat 3 goluri frumoase, pentru că au fost golurile calificării. În faza trecută, Kirikeș, nu! Dacă deam cu Kirikeș, era cel mai tare moment din viața mea, din cariera asta, de fapt. Hai să vedem acum mingea spre Kirikeș. Foarte bine reușite Kirikeș. Diawara. Diawara. Diawara are culoare bună aici. Diawara. Diawara. Șut. Gol. Diawara. Și celebrarea epică. Nu. Wow. Cum îl duci, mă, pe ăla în spate? Ce-i mâncam în spanac de la Pope Marinaru? Incredibil. Diawara e în super formă. Super mega ultra formă. Foarte inspirat am fost când l-am băgat pe poziția de camă. Ați văzut și voi ce culoare a creat. Ho, ho, ho! Tancul ivorian la Sina Traore îl face thunder pe acolo. O intrare uriașă de la un jucător uriaș. Muniain recuperează excelent. Mingea spre el la Sina Traore. Se pare că totuși am rezolvat problema cu LM-ul. Mi se pare mai bun aici Muniain. Uitați și voi, a doua minge recuperată de Muniain. Muniain acum, Muniain. Dacă vine o centrare bună... s-a apăsat din greșeală pe butonul greșit, dar totuși e mingea la mine. A reușit să păstreze mingea în posesie. Condogbia. Ha, ce frumos a făcut aici. Hai să vedem. Diawara, șut din nou! Ho, ho! Doamne, ce șuturi are de omul ăsta din afara careului. E senzațional. Medel.
către Traore, se aruncă Traore, nu știu ce a făcut asta. Muniain, am încercat un voleu, șutul lui Condobia. Sau cine ăla? Numărul 20. Condobia, parcă avea 22 Condobia, în fine. Nu, era Diavara. Mingea nu mai ajunge la Shaqiri, din păcate acolo. Shaqiri se luptă însă. Un episod splendid până acum. Îmi face mare plăcere să comentez episodul ăsta, e foarte tare. Nu știu, meciul cu Barcelona a fost extraordinar, să câștigi cu rezervele cu Barcelona, cât de tare asta. Muniain. Willems. Willems către Muniain. Iker Muniain întoarce bine, Muniain către Diavara. Dacă ajungea mingea era gol, 100% era gol. Greșeală acum, a lor, Medel. Willems, Willems, fine shot, Willems! Oh, Pantilimon, nu cred! Nu cred, dacă era asta gol, erai mort, Pantilimoane. Toate că e și mai bun din Europa League, erai mort. Zoma. Targino, dar, doamne. Diavara. Diavara, ce face acolo, incredibil. Medel, scapă acolo pe un culoar imens. Medel, către la Sina Traore, Medel. Nu cred așa ceva, bă, sunteți oligofreni. Boni, cred că te dea gol de acolo, băi, la Sina. Toate că era el cum era... Dar de acolo nu rata Boni. Sper să nu-mi fi luat țeapă cu tine, prietene, pentru că nu-i bine. Kirikeș greșește. Targani, Targino, Tab, doamne, ce nume ăștia. Excelent, acum Willems. Hai bă, mai vreau un gol, mă, până la final. Am jucat prea bine ca să nu mai dau un gol. Mingea la Sina Traore, greșeală. Nu, 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 nu-i posibil. Am încercat, am dat din greșeală acel finishat, îmi pare rău. Nu pot să cred, ce greșeli stupide, ce greșeli stupide la dragul. Este greșeală acum la ei. Muniain, 8 goluri în toate competițiile, nici nu vreau mai multe la el. Unul dintre cei mai buni jucători, Diavara. Mingea ajunge la Shaqiri, hai Shaqiri. Hai Shaqiri, vreau centrare epic acum. Excelent Shaqiri, doamne, de ce ai dat? De ce ai dat în halul ăsta, băi, Condobia? În fine... Domin clar, domin clar meciul și nu reușesc să-mi scriu, e teribil, e teribil, e teribil. Cu dublu T. Mingea la Diavara. Diavara, excelent, doamne, ce mobilitate are jucătorul ăsta. Nu la Lasina, nu la Lasina, futu-i Lasina, umăsi. Și va fi final de meci, este final de meci, de fapt. 1-0, din nou rezultat de 1-0. E bine, e bine. Chiar dacă e 1-0 e bine. Oricum i-am dominat total. Total, Traore din nou un meci slab. Diavara omul meciului meritat, a dat golul victoriei. Kirikeș a făcut și el un meci bun. Și Shaqiri și toată echipa. Mai puțin Traore. O să-și revine, sunt sigur de asta. O să fie super atacantul la care am visat întotdeauna. Și o să bag din nou rezervele în funcțiune în meciul cu ocupanta locului 15, Mallorca. Vedeți, o echipă random făcută de PC. 2-1, se pare. Manu Del Moral și Medel mi-au dus victoria. Bravo, băieți. Boti a luat roșu și e suspendat. Rusia vrea să o antrenez. Niciodată. Și cine a plecat la naționale? Hoban, Pantilimon, clar. Kirikeș, clar. De unde e Diavara? Nu s-a zis Diavara. Dar chiar, ce naționalitate e Diavara? Pe bune, de când... Vreau să aflu și nici acum nu m-am uitat. Hai să-l pun aici. Nu merge să-l pun aici, o să-l pun aici. Diavara, ce... Ce-și, mă? Senegalez, serios, nu l-a luat la Naționala Senegalului. Serios, jucătorul ăsta care a jucat extraordinar în ultimele două meciuri. Dracu să ia logica din FIFA. Hai să vedem pe ce loc sunt la finalul acestui episod. Sunt pe loc... Pe primul loc! Real Madrid se pare că a pierdut... Nu, stai, n-au jucat încă. De fapt, bă, da, au jucat, dar oricum n-au cum să mă prindă. Sunt pe primul loc, la 3 puncte distanță de locul 2, să țin tot așa, doar 2 înfrângeri în acest sezon și 6 egaluri, 19 victorii. Meciul cu Barcelona a fost crucial. Am mai crescut și de la goluri, la mine, nu cred. Tot 7 goluri, Trochowski și Muniain. La ce vreau să mai mă uit? La Europa League, da. Nu aici, mă. Să vedem ce au făcut celelalte echipe. Quarterfinals în Optimate. Swansea a bătut cu 3-1 pe Bromby. Locomotiv cu Real Sociedad.
Vedeți aici toate rezultate. Juventus a bătut Schalke cu 2-1. Fiorentina aproape calificat după ce a bătut cu 4-1 Werderul. Cu cine ați vrea să pic? Asta e întrebarea mea pentru voi, din echipele care sunt pe aici. Eu nu aș vrea să pic cu o echipă medie, pentru că echipa ușoară nu mai există de acum încolo. Poate Deportivo să fie, dar nu cred că o să bată pe Dortmund. Deci au câștigat Dortmund în deplasare cu 2-1. Sau Real Betis, au luat și bătaie, însă Real Sociedad au luat și bătaie. Locomotiv ar fi ușurei, să zic așa. În rest, numai echipe grele. Da, cam asta a fost pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să futeți un like. Eu am fost cu vina la viitoare, v-a spus mai bine. Ciao!